Bună! După cum vedeți și din titlu, azi e ziua recunoștinței. Astăzi e joi, ziua recunoștinței. Cel mai mult îmi place Crăciunul, după care numărul 2 e ziua recunoștinței. Ziua recunoștinței e totul despre să fii cu familia ta, să vorbești despre lucruri pentru care ești recunoscător, să... Nu știu, îmi place, e așa liniștitătoare, e fără cadouri și toată nebunia aia care vine cu Crăciunul. Da, m-a trezit dimineața să încep să fac de mâncare. Sunt uimită de mine. Tot timpul îmi place să gătesc de ziua recunoștinței, chiar mă relaxează. Pe mine, dacă îmi dai să aleg între a face baie în cadă sau a găti, îmi place să gătesc mai mult. Bine, nu tot timpul. Sunt zile în care nu-mi vine să gătesc și atunci comandă mâncare de la restaurant. Dar îmi place să gătesc, mă relaxează. Părinții mei amândoi au fost bucătari. Tata încă este bucătar. Eu n-am gătit deloc cât am fost acasă, pentru că tot timpul am zis, eu când o să mă căsătoresc, voi o să-mi aduceți mâncare gătită acasă, eu nu trebuie să învăț să gătesc. Asta era Larisa în adolescență. Am început să gătesc după ce am devenit vegetariană. A început să-mi placă să gătesc. Înainte să fiu vegană, am fost vegetariană. Și chiar mi-a plăcut să gătesc atunci. După care am devenit vegană și tot îmi place să gătesc. Cred că îmi place să gătesc mâncare vegetariană și vegană, pentru că nu sunt reguli, nu sunt atât de multe reguli ca și la bucătăria carnivoră. Sunt relativ noi modurile astea de a găti și atunci, nu știu, nu sunt atât de multe reguli. Îmi place să urmăresc o rețetă, să fac după o rețetă, dar cel mai mult îmi place să experimentez. Mi este foarte greu să fac cum spune rețeta. Dar na, trebuie să mă obișnuiesc. Sau unele care nu le-am făcut niciodată și sunt mai complicate, da, folosesc rețeta. Da, am un meniu destul de mare. Mare. Unele chestii le-am mai făcut, altele nu le-am mai făcut, așa că să vedem. Ce mai provocatoare cred că o să fie, am un drob de tofu, să văd dacă îmi iasă, nu l-am făcut niciodată. Nici n-am citit rețeta, am citit numai ingredientele. Să vedem cum merge. Și probabil că înainte de pandemie, John mi-a spart cuptorul și nu l-am avut pe nimeni să vină să-l repare în plină pandemie, că am zis că, ce, durează câteva luni. Și mi-am cumpărat un cuptor micuț. Cred că problema cea mai mare o să fie astăzi cum să jonglez timpul în cuptor. Aia o să fie cea mai mare provocare. Dar o să ne descurcăm noi cumva. Aseară m-am pus să fac cremeș. Cremșnit vegan. Este o rețetă pe internet, o să vă las link-ul, e un video pe YouTube în română, deci nu a filmat nimica. Problema e că am făcut jumătate de cantitate și nu am găsit frișcă vegetală din aia, ca și în România, de bați frișca. Și atunci am hotărât să-l fac la pahar, în loc să fac așa prăjitura mare. Și să vedem cum a ieșit la pahar. Am folosit zahăr brun în loc de zahăr alb și culoarea cremei a ieșit așa mai maro decât galben. Dar contează gustul. O să vedem cum iese, ce gust o să aibă, Larisa. E dimineață, dar trebuie să te trezești. Da, cam asta am făcut. Chiar mă puneam să fac crema la cremeș și s-a luat curentul aseară și am fost disperată. M-am speriat că am zis, zic, nu o să repare ăștia curentul până, cine știe, a doua zi, zic, eu trebuie să fac toate chestiile astea. Dar na, a venit curentul după câteva ore, ca norocul, și am făcut cremeșul ăla, am tăiat niște dovleac și deja l-am pus la cuptor și mă pun să fac acum niște cartofi. Nu o să fac cartofi piure, că în ultimul timp lui Johnny nu-i mai plac cartofii piure, face când îi dau. Și o să fac o caserolă de cartofi. Așa îi spune aici, nu știu. Încerc de ziua recunoștinței, încerc să fac mâncare mai americană, tradițional americană, de o veganizez. Iar de Crăciun îmi place să fac mai mult mâncare tradițională românească, vegană. O veganizez și pe aia. Da, cam așa, cam asta e planul, ca să fie o diferență între Crăciun și ziua recunoștinței. Da, o să fac caserola asta de cartofi cu sos de smântână, care e de fapt sos de cajun. O să fac niște dovleac, două feluri de dovleac, ne plac dovlecii.
După care o să fac niște chiftele, drobola, niște morcov la cuptor. Și cred că cam asta e toată treaba. Chestia că toate sunt la cuptor, aproape toate, cu excepția la un dovleac. Ah, da, așa că să-i dăm drumul să începem să gătim, că deja e târziu. Cause it's
Da, am făcut drobul ăla și n-a fost greu deloc să-l fac. Am crezut că o să fie foarte greu. Chestia a fost să presez, să scot cât mai multă apă din tofu și tofu trebuie să fie din ăla foarte tare. Și am scos apa din el și după care am amestecat toate ingredientele alea și n-a fost greu de făcut. Pasta aia care a ieșit din el chiar are o consistență bună. Înăuntru îi spun să pun stuffing. Stuffingul aici în Statele Unite are crutoane în asta de pâine. Mie nu mi-a plăcut stuffingul nici când eram vegetariană, nici când eram carnivoră, așa că am pus niște legume care le-am făcut la tigaie înainte. Am făcut cartofi și am gustat, sunt atât de bun, trebuie să vi arăt. Da, așa încetul cu încetul ne mișcăm, e 8 jumate, acum am pus să fac chiftelele. Ăștia-s cartofii, oh, cât de bine arată. Aici am gustat puțin din ei, dar sunt atât de buni. Oh, abia aștept să-i mănânc. Și aici am dovleacă, unul din dovleci. Celălalt o să-l fac la abur. Așa arată după ce l-am ținut jumătate de oră în cuptor și acum trebuie să-l scot de ei, să-l pun pe tavă și să-l dau cu niște sos de soia ca să fie așa caramelizat. Fac chiftele și mă la ultimul video pe care l-au pus Alina. O să vă las linkul la rețeta asta de chiftele. Poți să faci chiftele, poți să faci cârnați, sunt delicioase. Da, totul mergea perfect, strună, cum s-ar zice, pentru că filmam, găteam, tot era perfect. După care s-a trezit Johnny și mami aici, mami asta, John la plimbare, unde-i tricou, unde-i una, unde-i alta. Și n-am mai reușit ca să stau, ca să termin totul la timp, n-am mai reușit să mai și filmez. Sunt aproape gata, mai am varza de Bruxelles care numai ce am băgat-o la cuptor și mai am de făcut pireul din dovleac. Pireul din dovleac e rețetă proprie, dar să vă spun cum îl fac. De fapt, mint, e o rețetă de al lui John. Tai dovleacul cu bulețe și îl pun la abur. Îl țin la abur cam vreo oră, că dovleacul e tare. Și pe urmă nu mă-l pun în robotul de bucătărie sau cu mixerul și îl fac piure, atâta. Și e demențial de bun. Și ăla e pireul de dovleac. În rest, totul l-am făcut la cuptor. Mai fac o salată, dar pun numai verdețurile și adaug că am sosul pentru salată, e cumpărat. Și cam atâta, am terminat. Am făcut... ce-am făcut? Stai să mă gândesc. Am făcut chiftele. Am făcut drobul ăla de care sunt tare încântată și abia aștept să-l tai și să mâncăm, să vedem cum e. Am făcut cartofii aia cu brânză vegană. De fapt, sunt cartofi gratinați, cred că așa le zice, cartofi gratinați. După care, ce-am mai făcut? Am făcut o plăcintă, zice că e plăcintă cu pui vegan, dar de fapt în loc de pui îi năut și sunt curioasă cum a ieșit și aia. Mi-o cam, cred că a fost prea mare cantitatea pentru recipientul pe care l-am avut eu, că o cam s-o cam scurs, adică o cam s-o scurs în cuptor și o cam dat pe afară așa, dar sper să fie bună, că aia contează. Și am făcut niște morcovi la cuptor și acum varză de Bruxelles și am mai făcut un dovleac la cuptor, care ăla a fost primul chestie care am făcut azi dimineață și mai am pireul de dovleac și salata. Și gata, am terminat. Da, nu mă relaxează să gătesc, acum nu prea îmi place că trebuie să curăț pe acolo. Trebuie să aranjez și masa, o să mă pun să aranjez masa de Thanksgiving. Shines a little brighter. Go on and smile.
trimis-o de ce să ne ajute. Are you gonna help me? Sosul. Punem sosul de merișoare. Apple. Cranberry sauce. Cranberry sauce. Așa arată drobul la rulada aia. Let's see. Come on, taste it there. Well, we're gonna taste it together. Ha! Așa arată în interior. Trebuia să pun, cred că, mai mult, mai multe chestii în interior. Miroase bine. Just leave it there, please. Yeah. Asta are mai mult. Așa. Always? No. Punem niște chiftele. Always quantum. Chiftele. Quickie. Chiftele. Pusti. Păi da, ce e aia? Ce limba îi vorbește acolo? Dumnezeule, cât am mâncat, că dacă mă atingi acum un ac, explodez. Tot a fost super bun. Chiar în zilul genul, cred că asta a fost cea mai bună tură de mâncare pe care am făcut-o pentru orice sărbătoare. Și n-a durat chiar așa mult, sincer, de la 7 până la 12, la 12 jumate deja mâncam. N-am mai făcut salată, că am zis că după o să fie prea multe. O să vă las link-urile la toate rețetele jos în descriere, că n-am reușit să le filmez până la urmă. Și o să vă las rețeta, videoul și la cremeș, pentru că a ieșit demențial. Johnny, de exemplu, lui nu-i plac niciun fel de prăjituri, dar zicea, mai îmi dai, te rog. Și am făcut jumătate din rețetă, pentru că am știut că n-o să pun pe tavă, și am făcut jumătate de rețetă numai... În pahare mi-a ieșit 6 pahare și alea foarte pline. Și a fost foarte bun. Foarte, foarte bun. Sunt impresionată. Ca seara am gustat crema înainte să răcească și nu mi-a prea plăcut gustul. Zic, ce să fie. Da, a ieșit foarte bun. A ieșit foarte, foarte bun. Așa că sunt foarte mulțumită. Nu am mâncat până acum, n-am mâncat încă plăcinta cu dovleac, dar chiar am vrut să testez cremeșul ăla. Da, cam asta e ce am gătit. John încearcă acum să pună în funcțiune un pick-up. I-am cumpărat un pick-up anul trecut de Crăciun și încă nu l-a pus în funcție. Bob Butterfly. A big bee and a small bee. Look, two wow. bees. Wow. Can you pick one for mommy now? A. A. What animal starts with A? Ant. It's a lower A and that's a capital A. Yeah, a big A and a small A. Unde-i tati? Trebuie să-l găsim. Where is daddy? Daddy? Where could he be? You see in the bedroom? What's it? Look here. Do you see daddy anywhere? Well, which one? Maybe you should take a nappy nap. In the bed. But I'm not really at all. See, I'm nothing in the night. Achoo! Achoo! What's that? Well, what's that noise, Johnny? Well, we find out. Okay. Huh?
Achoo! Hey. Who's? You found me! You found Daddy! We're gonna look real close. You found her! Nice job! See? It come out of the bat. Okay. Let's play the guitar. No. Is he in the bathroom? No. Is he behind the door? No. Where could Johnny be? I don't know. I don't know, Daddy, but I'm so tired. I'm gonna take a nappy nap. Okay. Wait a second. What that blanket is moving? What's up? Look, it's Johnny. Bow, peekaboo! I found you. And now it's your turn. My turn. Okay, you guys count to 20. I'm gonna go high. Okay. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ding, ding, ding! Where is Daddy? Dacă am astăzi este ziua recunoștinței, după ce am mâncat, John, am ascultat muzică la pick-up. Avem niște discuri din astea foarte vechi de la bunica lui John și le-am ascultat și vorbeam despre cum probabil și bunicii lui ascultau asta de ziua recunoștinței, că sunt foarte, foarte vechi. După care am ascultat un disc. John a făcut parte dintr-o formație cu mulți ani înainte. A avut un grup, o formație care a fost parte din ea foarte mulți ani și am găsit un disc cu muzica pe care o cântau atunci și am ascultat și ea la pick-up și a fost foarte fain când John acum înțelege și știe că e vocea lui tati. Și pe urmă ce-am făcut? Johnny a dormit, nu m-am stat în pat. Mi-a fost frică să adorm, că dacă dormeam, după aia nu mai pot să dorm la noaptea, că nu prea, de obicei nu prea dorm la prânz. După care Johnny s-a trezit, ne-a jucat vații ascunselea cu el și ne-a jucat un joc cu litere. John a inventat un joc cu litere pentru Johnny, ca să învețe literele, cum că nu ar fi suficiente jocuri și suficiente chestii cu litere în casa asta. Și ne-am jucat cu jocul respectiv și pe urmă ne-am jucat vații ascunsele, după care băieții au mâncat, eu mâncat numai cremeș și nu mi-a mai trebuit cina. Și ne-am uitat la televizor, am început să ne uităm la ultimul sezon din The Crown. Am numai un episod și cam atâta. O să fac un duș și mă culc că sunt super obosită. Abia țin ochii deschiși și mâine vine și trebuie să lucrez. Deci, da. Și trebuie să termin vlogul ăsta de editat, că sâmbătă vreau să-l postez, că ăsta e ultimul vlog înainte de Vlogmas. Deci, acum mă plâng că trebuie să editez un video în 2 zile, adică în seara asta nu fac nimica. Dar astăzi și mâine și cum o să fac când e Vlogmas, nu știu. În ce m-am băgat. Da, ăsta e ultimul vlog înainte de Vlogmas. V-am pupat și ne vedem pe 2 decembrie cu ce filmez pe 1 decembrie. V-am pupat, ciao!